Deșteptarea. Ar fi descoperit calul troian. Ce asta, un virus? Nu. Chiar calul ăla din războaiele Troiei. Nu știu dacă au descoperit-o și pe Elena acolo, dar oricum, o echipă de arheologi de la Universitatea Boston din Statele Unite anunță că a făcut această descoperire istorică. Calul troian, celebrul simbol din Grecia antică, săpăturile au fost efectuate în vechiul oraș Troia, situat undeva prin Turcia în momentul ăsta, la vreo 6 km de Marea Egee, iar oamenii de știință au găsit o structură mare din lemn de acum 3100 de ani, potrivit Greek Reporter. Și știți că acest cal troian este considerat de mulți ca fiind un simbol al Greciei antice, a apărut în poeme epice, clasice, care povestesc războiul troian. E din lemn, nu? Și lunga călătoria lui Ulise e din lemn, da. Acum și-au găsit să descopere din lemn când sunt incendiile astea. Cei doi arheologi, Christine Morris și Chris Wilson, de la Universitatea din Boston, Statele Unite, ei conduc excavația, susțin că testele efectuate până acum le-ar fi confirmat teoria, iar descoperirea este într-adevăr legendarul cal. Ar fi interesant dacă s-a fi întâmplat asta, nu? Și dacă ar fi întru totul adevărat, știi că a mai existat acum 100 de ani povestea asta, când un arheolog celebru a dat drept sigură găsirea orașului, dar de fapt el nu făcea decât să construiască dovezi. Dar acum cine știe, domnule, într-adevăr, s-o fi găsit. O să urmărim subiectul. Da, ne uităm peste zi, că dacă l-au găsit vrem să-l și vedem, adică... Păi o să ni-l arate, îți dai seama, dar cred că s-a terminat și datarea cu carbon. E din perioada aia războiului troian. Este calul, azi calul, mâine... Grecia e norocoasă din astea. Zici că în Grecia e găsit? Pe teritoriul Turciei. Da, pe teritoriul Turciei. Cam acolo era Troia antică. Da, da. La vreo 6 km de Egee. Asta aș vizita și eu, dacă într-adevăr aș vedea, ar exista. Poate le aduc și pe la noi să-l plimbe prin România. Unde l-ai vedea? Până pe roți? Și unde l-ai vedea expus? La Piața Constituției, că e mult loc, cred că vine multă lume. Da? Da, sau în fața la Parlament. Așa. Da. Deșteptarea